tej widzicie inną macie na komentarze. Nie było mi tego. Dar cine-i Vyacheslav Balan? El e șef piețe în locul lui Stratulat? Da, el în locul lui Stratulat. El e... Păi neamuri, da? Neamuri rasist. El e rasist. Da, dar... Păi de ce crezi că e rasist? O făcut, o spus ceva? Tot trece la mine la piață că e un neg, e un negru. Vyacheslav Balan? Da! Și trece la mine. Și el a dus pătise. Pătise, mult pătise, călbător de pătise. A dus șef de gunoi, tot acolo se mai alunga de piață. Păi de ce? N-ai autorizat? N-am autorizat. Ai autorizat să-ți vinzi la piață? Da, autorizat. Și dar de ce te-au alungat? Da, știu, mafia, nu? Mafia, discriminare. Eu asta e autorizația, da? Autorizația de la piață. Discriminare, autorizația. Discriminare. Dar și zice presa rusă că l-ai agresat pe unul cu foarte ca el. Da, presa, Jonah TV, rusofonii TV astea. Jonativi pentru rusofonii, nu știi? Păi ce a zis? O zis că l-a agresat pe unul cu foarte. Da, n-a spus adevărat. Nu e adevărat. Da, adevărat, a spus falsă, Jonativi. Dar cum a fost? A fost, a venit la mine, am venit dimineața să-mi plasam afrile mele. Ieri dimineața, da? Luni. Ieri dimineața, da, luni. Sau ce era? Miercuri era ieri. Așa, pe măsunat pe mine, ascult. Ieri dimineața am venit cu afrile mele, să-mi plasam afrile mele acolo la piața și am blocat. Unde a ajutat șef? Mandat. Și am spus bine, eu nu am blocat acolo cu niște oameni, cu șef de o firma acolo, constructor firma acolo, ros evrei, un ros evrei. Numele el nu știu, un ros evrei. Păi de unde știi că e rus evreu dacă nici numele nu îl știi? Eu știu de asta, mă, eu știu. Ce importanță are că e rus și evreu? Cu limba rosă, cu limba rosă. A, vorbea rusește cu tine. Vyacheslav Borisovich, cum cheamă pe șeful care el a lăsat moia rus evreu. Și el a venit la mine. Ce importanță are că e rus și evreu? Pentru că el e dușman, pentru că eu nu știu limba rosă. Întotdeauna problemele la mine, ce nu limba rosă, de nu știu limba rosă. Am înțeles, dar nu contează că e rusă. A dus mi se vede limba rosă. Ce ți-o făcut? Dacă eu am învățat limba română, care e problema? Ce ți-o făcut? Și el a aruncat mafurile mele jos, a dat jos acolo. Și am luat înapoi, am sunat la poliție, a venit, a filmat polițist. A primat polițist și am plângere, procesul m-a parat. Ai scris plângere la poliție? Da, da. Și am semnat care a scris poliție. La poliția din piață, nu? 902. S-au chemat 902. Da, dar rusofonii a chemat polițiții lor. A, ei au chemat poliția, da, nu tu. Da, polițiții lor a chemat. Că polițiții lor m-a împinge. M-a luat mâinile acolo. Îl întreb pe Mac acolo. M-a împinge acolo, la piața centrală. Și m-a luat... Până acolo la... El merge, a fugit după mine, până la depozit. A înțeles? Și el a intrat acolo, sunt mult, vreo 20 de polițiști a fost ieri la noi. Ce am făcut? Ce am făcut? De ce a venit atâta poliție? Nu am făcut nimic. Pentru ce? Eu am autorizat, să lucrez acolo. Pentru ce? De poliție. Și că acolo ei vreo eu dam pe Johnson, dam sal ei cu dânsă. Păi și de ce nu l-au luat, dacă erau 20 polițiști? A? Vreo 15-16 ore retras și până aici, ca să spunem până aici, până la numărul 1. Am mers cu noi până aici, da! Păi cum de nu l-au reținut, dacă vreau să-l rețină, să-l arestez, de ce nu l-au reținut? Da, a fost să mă aruncați, să mă-mi bagă la electric shock-a, mașina. Electric shock, da! Așa crezi mea așa? Da, eu am văzut acea mașină. Da, eu știu de-aia mașina asta. Vreau să mă împaci acolo. Așa să muncit, să mergi la patrinie să muncit. Așa că am bătut cu răsofon de politici. Să mă împaci la politici, la mașina să muncit de la pădure. Ieri! Da, așa au spus politici. Hai cu noi, hai cu noi. De la primărie ce vrei? La primărie, eu și-ai dreptul, mă, eu am dreptul să lucrez. La primar. Eu am dreptul să-i lucrez. Și dacă ne ducem acolo la piață, poți scoate marfa să lucrez? Dacă tu vrei să mergi cu mine, hai, noi mergem. Deci noi ai mergem. Scoți dacă marfa și să lucrez sau o să vină să-ți interzică? Nu știu, dacă vrei să-ți slav.
dacă aveți una, slavă acolo. Nu e acolo în centru piață, un LBG, Oleg, dacă știi un LBG, da. adică acolo. Ieri vreo câteva sute de oameni, ieri s-au îngrămădit, ei erau antrenați până în dinți, erau, ei de-am pregăteau armaturile, că dacă John Dish nu se nișcă, noi, văd că noi gata, noi să luăm așa și să nădușim și o să spus că să-l terminăm. Păi de ce? A? De ce? Lor le încurcă acolo, lor nu le place, mai ales la ăsta care e evreu ăsta care spune Joan. Că tu limbaroți, da. Da, apo evreul lui nu-i place. Nu-i place mie, nu-i place culoarea asta, nu probleme. Acele două magazine. Așa nu-i place culoarea oamenii ăsta. Așa, așa, șef, prieten, nu-i place culoarea asta. Fiecare dimineață cu lucrătorii lor acolo, și șeful gunoiului. Nu-mi place culoarea asta, totdeauna vine la mine. Fiecare dimineață vine la mine la piata. Și ce ai de gând? Ce ai de gând să faci? Ce vrei să-ți facă primăria? Da, eu vreau la primăria să dau dreptul să lucrez. Unde eu fac un document? Ai autorizație. Eu am autorizația, dar locul meu a vândut. Așa a spus, am fost la primăria ieri. Femeia aici a sunat la Veceslav Balan. Veceslav a spus că locul meu a vândut. De loc, cred că a făcut. Deci nu mai e loc în piață. Da, spune că nu e loc în piață. Și el e obligat să stai acolo unde să stăte mai departe. Da, uitați, așa am plătit banii care am plătit la piață. Am plăsat unde am plăsat mafurile înainte. Am plătit 6, eu plătesc 600 de lei înainte. Eu vin de diferite, pe luna. Și pe luna m-am lungat unde am plasat mafurile. Da, anul trecut. M-am lungat de acolo, mafurile. Care probleme? Dar dacă ai plătit 600 de lei, fiecare luna la piață și-a trăit. Care probleme? Hai să protestăm. Hai, da. Am și protestăm și terminăm. Italienii sunt mai de treabă decât moldovenii, da? O să-ți vină în Italia să trăiești. Suntem frați și nu ești negru. Se exprimă. Da, asta tot e toată taia. A davai до свидания. Tot e taia. Давай до свидания. Да? Живёшь здесь, да? Да че ну ж ты румынешь, да? Да ка здесь живёшь, да че ну ж ты румынешь? Ты знаешь, как тебе зовут? Стыдно тебе такая. Ты такая свинья. Ты сам свинья. Да ты чего бежишь? Ce vorbești tu, urăt cu ea? Poftim? Ce vorbești tu, urăt cu ea? Dacă nu știi limba, dacă nu știi limba, nu știi limba. Ce să-i faci? Ea nu înțelegi ce scrie aici. Da, bă. Ia, ies. Și ai susținători? Da. Vine susținători la voi? Nu știu, până de